Bună ziua, sunt Cristian Citre, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Miezul Problemei. Discutăm astăzi despre Parlamentul României, un loc care poate fi considerat un fel de rai al bugetarilor, pentru că este locul unde un șofer poate câștiga mai mult decât un profesor universitar, unde un parlamentar încasează aproximativ 10.000 de euro pe lună și peste 10.000 de lei pensie dacă are 12 ani de parlament, adică aproximativ 3 mandate. Se pune întrebarea însă cât de justificate sunt aceste costuri, aceste beneficii, aceste privilegii de care beneficiază parlamentarii, privilegii care înseamnă inclusiv imunitate în fața legii. Discutăm despre acest subiect astăzi cu invitații mei de la această emisiune. Domnul Mircea Coșa, invitatul permanent al emisiunii, bună ziua, bine ați venit. Bună ziua. Iulian Bulai, deputat USR, bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Și Liviu Dădăcuș, jurnalist. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Domnule Coșa, cu dumneavoastră aș vrea să încep această discuție. Poate de multe ori, dacă privim la modul simplist, ar părea poate mult. Unii spun că nu trebuie să privim așa costurile unui parlament, care este instituția fundamentală a democrației, dar totuși nu putem să ne punem întrebarea cât de justificate sunt aceste costuri și beneficiile evidente ale celor care sunt acolo, ale parlamentarilor și angajaților parlamentului. E foarte greu să răspund, pentru că nu știu ce înțelegeți prin justificare. Cum trebuie un parlamentar ca să justifice leafa? Vă întreb. Poate ceea ce ar trebui să... Pentru ce este acolo? Pentru, în primul rând, funcția primordială, aceea de a legifera, de a dezbate forul fundamental de dezbatere democratică într-o țară. Ceea ce la noi în Parlament am văzut de multe ori că nu se întâmplă acel lucru. Asta este greu de spus. Câte legi ar trebui să se facă, cum ar trebui să se facă și ce norme ar trebui să aibă parlamentarii. În al doilea rând, rolul unui parlamentar este să fie reprezentantul unei colectivități. El reprezintă prin vot, este ales unii dintre puținii, să zicem, actori care reprezintă democrația într-o formă absolut, aș spune eu, perfectă, pentru că este dus acolo prin alegere. Că în alegere se strecoară prin niște legi electorale mai bune sau mai puțin bune oameni care nu merită să fie acolo, e altceva și nu discutăm. Aș vrea să încep această discuție atenționând telespectatorii noștri că este un subiect care cade foarte ușor în populism. Deci trebuie să încercăm să păstrăm un echilibru. Și am să vă spun un lucru care cred că trebuie ca să fie cunoscut. Modul în care se discută azi în România salarizarea în general este una dintre cele mai persistente rămășițe ale comunismului, care vine dintr-un comunist timpuriu în România de prin anii 50, 1950. Atunci exista în România un comitet de stat pentru muncă și salarii, așa se chema, care era condus de un tovarăș numit Simeon Zeiger, care venise din URSS, era român, dar care se lăsuise în URSS înainte de război și a venit cu tancurile sovietice. Și el a transpus în practică o idee preluată greșit de la Marx. Și anume, nu vă plictisiți că e important. Ideea împărțirii muncii în productivă și neproductivă. Iar domnul Zeiger spunea, preluând experiența sovietică a celor ani, că cei care lucrează productiv trebuie să fie mult mai bine plătiți. Și dădea exemplu minerii. Minerul era cel mai bun reprezentant a ceea ce înseamnă muncă productivă. Un miner trebuia să fie cel mai bine plătit în România, apoi un strungar și, după metoda Stahanov din Uniunea Sovietică, trebuia să depășească norma. El lucra la normă. Scotea cărbun la normă și făcea piese la normă. Adică pe oră avea un număr de produse sau de tone de cărbune care trebuia să fie scoase. Această teorie a dus la faptul că ani de zile și până în momentul de față aproape se mai menține acest lucru, intelectualitatea, în principal medicii, avocații, profesori erau prost plătiți pentru că ei nu prestau muncă productivă, nu creiau bunuri materiale, ceilalți erau bine plătiți. Sigur că cei mai bine plătiți erau cei din aparatul represiv și din armată, pentru că ei erau baza, să zicem, de fier a regimului. De aceea, cred că dacă noi măsurăm munca unui parlamentar la număr de legi, cădem în capcana domnului Zeiger, tovarășului Zeiger.
În ce trebuie să vedem exact ce trebuie să facă un parlamentar? În al doilea rând, trebuie să vedem exact dacă parlamentarul ăsta pe care îl plătim atât de bine merită această leafă, nu prin numărul de legi, ci prin felul în care rezolvă problemele celor care l-au ales din colegiu. Dacă are întâlnire acolo, dacă are o listă cu probleme, dacă se întâlnește cu oamenii pe probleme, pe dorințe, pe în sfârșit. Nu pe numărul de zile petrecute în Parlament. Aud mereu, parlamentarii au lucrat numai 2 zile săptămâna asta. Poate că în 2 zile au făcut 1000 de legi, sau poate n-au făcut niciuna. Poate s-au gândit doar, pentru că trebuie ca să te și gândești. Gândirea se face în timp, nu se face pe sub timp. Ce vreau ca să spun cu această introducere lungă? Că dacă discutăm ce se întâmplă acum, trebuie să discutăm despre niște lucruri îngrozitor, îngrozitor de rele, nu prin faptul că primesc mult, ci că au primit înaintea tuturor. Că așa numita legea a salarizării unitare a fost încălcată în principiile ei și la această dată, în octombrie 2017, la aproape un an de guvernare PSD-ALDE, promisiunile de salarizare sunt realizate pe aici, pe acolo, cu întârzieri sau chiar deloc la diferite categorii, pe când la parlamentari, și nu numai la parlamentari, promisiunea a fost ținută. Au crescut foarte mult lefurile. De ce au crescut cu atât? Dacă sunt binevenite sau nu, putem să discutăm. Dar faptul că s-a trecut peste rând, cum să zice, e un lucru care arată că, de fapt, democrația pe care o lăudăm, în cazul acesta cel mai important, în forum suprem al democrației, nu s-a respectat. Pentru că, până la urmă, știți, democrația e bună, drepturile sunt bune, dar totul se reduce la cât consum. Pentru că, până la urmă, omul este un consumator. Economia îl transformă într-un consumator. El mănâncă, se îmbracă și face alte diferite lucruri cu banii sau cu veniturile pe care le are. Aici, cred eu că este o discrepanță foarte mare. Și anume că se creează încet, încet în societatea românească o diferență de tipul Americii Latine din anii 50. Foarte puțini. Înainte erau de viță nobile, erau boieri, erau prinți, mă rog. Acum foarte puțini aleși, foarte puțini politicieni, foarte puțini clienți politici trăiesc peste posibilitățile țării de câteva ori, aproximativ de 8 ori. Pe când ceilalți trăiesc într-o situație de subzistență câteodată sau și mai rău. Pentru că rata sărăciei în România crește. Creșterea economică, cum spunea un invitat al nostru de acum o săptămână, nu este proporțională cu creșterea venitului de trai. Ba din contră, pe cât creștem economic, pe atât se pare pauperizarea crește și ea. Domnule Bulai, cum ar trebui contabilizată activitatea unui parlamentar și cât de justificate sunt beneficiile de care se bucură în mandat? Sunt foarte mulți factori de care trebuie să ținem seama atunci când încercăm să justificăm activitatea parlamentarului și sunt și eu de principiu că nu cantitatea lorilor de poziții sau lorilor de cuvânt sau a inițiativelor legislative ar trebui să justifice indemnizația. Să știți că sunt colegi parlamentari care știu că nu lucrează la legi, totuși în 6 luni de sesiune parlamentară, în sesiunea trecută, au semnat 23 de inițiative sau au avut 18 inițiative proprii. Eu mă chinui de o inițiativă, cu o inițiativă și știu că mi-a foarte mult pentru că trebuie să am 4-5 dezbateri pentru a ajunge la un consens cu beneficiarii reali a inițiative respective. Deci dacă mie cineva îmi spune că sunt făcute pe bune 18 inițiative cu o dezbatere solidă în spate, nu aș crede. Acestea fiind spuse, activitatea parlamentarului nu ține doar de activitatea lui din plenul camerei sau doar din comisii, doar din strict legislativul ce se petrece în București. Puterea parlamentarului este dată de către popor. Poporul locuiește în circumscripțiile electorale. Acolo sunt cabinete parlamentare. Acolo ne întâlnim cu oamenii, acolo ni se aduc la cunoștință probleme, scriem interpelări, scriem întrebări, aflăm cauzele problemelor și încercăm să dăm răspunsuri. Dacă mai putem să și ajutăm, da, facem asta cu drag. Acesta este un aspect. Al treilea aspect este cel de autosesizare. Cât de mult te autosesizezi tu ca parlamentar și de inițiative proprii
încerci să rezolvi o problemă chiar dacă nimeni nu ți-a adus-o ție la cunoștință. Apoi, bineînțeles că dacă locuiești în București, este mult mai ușor decât dacă locuiești în Baia Mare. Călătorești foarte mult, deci se risipește foarte multă energie și între întâlniri și acest drum săptămânal, uneori de două ori, București-provincie. Dar nu, până la urmă nici despre asta nu vorbim. Vorbim despre a răsplăti încrederea cu care a fost înzestrată, care a fost acordată unui ales care trebuie să reprezinte cu demnitate. Ei, revenind la legea salarizării, nu cred că parlamentarii erau o prioritate. Cred că este o rușine că parlamentarii primesc, că noi, că eu primesc așa de mulți bani raportat la munca prestată, raportat la România, indiferent de cât de multă plus valoare aduc muncii respective. Este falsă ideea acum că avem nevoie în fiecare lună să cumpărăm 3 perechi de sacouri sau de pantofi, sau că nu ne ajunge indemnizația, nici măcar cea veche, până la noua lege care a fost implementată în iulie, de coafor. Am auzit foste colege parlamentare care în ziua trecută veneau cu aceste afirmații. Cred că s-a făcut o prioritizare greșită și trecând dincolo de indemnizațiile pe care le primesc parlamentarii, vorbim de un alt principiu. De ce nu este egal funcționarul public dintr-o direcție județeană sau de sector, șoferul, din direcția respectivă cu șoferul de la Parlament? De ce trebuie să primească șoferul de la Parlament de 3 ori mai mult și ceilalți de 3 ori mai puțin? Avem nevoie de o abordare mai largă pentru a găsi o echitate în aceste remunerații și indemnizații. Liviu Dădăcuș, ești jurnalist vechi pe Parlament, peste 10 ani petrecuți printre senatori și deputați. Sigur că este ușor, cum spunea domnul profesor Coșa, să cădem în populism, dar nu despre populism este vorba aici. Astăzi am văzut cu toții, ai publicat o știre în care au fost făcute publice noile indemnizații atât ale parlamentarilor, cât și ale personalului din subordinea parlamentului. Și am văzut acolo câteva salarii destul de mari, s-a făcut vâlvă în presă pe ele, de exemplu, un șofer de la Parlament care câștigă 3.700 de lei. M-am uitat, de exemplu, pe cât câștigă profesorii în România. Un profesor universitar pleacă de la 3.100 de lei. Vorbim de sume brute. Un conferențiar de la 2.400 de lei. Un asistent între 1.978 și 2.715 lei. În preuniversitar, un profesor grad 1 între 2.045 de lei și 3.948. Maximumul un pic peste cel de 3.700. Profesor de grad 2 maxim 3.300 de lei. Cum vezi ca jurnalist felul în care Parlamentul sau ar trebui contabilizată activitatea parlamentarilor? Da, într-adevăr, am prins mai multe mandate și eu ca ziarist, alături de cei care s-au perindat ca senatori și ca deputații acolo, și am observat de-a lungul timpului, întotdeauna majoritățile parlamentare tind să își impună sau să-și conserve privilegiile. Ai adus vorba de un șofer care, iată, la fiind șofer al unui demnitar, are un salariu probabil mai mare decât a altcuiva din țară care este pe același nivel. N-aș putea să spun exact, este vorba de prevederea din legea de cadru de salarizare care tocmai a fost votată de actuala majoritate. Aceasta este prevederea, acestea sunt sumele. Un deputat, din câte am văzut, avea înainte de lege în jur de 5.000 de lei brut. Acum are 1.300 de lei... 13.000 de lei brut. 13.000, scuze. 13.000 de lei brut. Deputatul sau senatorul simplu, fără funcție. Deputatul sau senatorul simplu, fără funcție. O funcție în birou permanent al Camerei sau al Senatului înseamnă încă un plus de bani. Aceasta este situația. Este o creștere substanțială a veniturilor deputaților și senatorilor, dar și eu sunt de părere că nu trebuie să inducem aici o relație de cauzalitate directă și să spunem costă foarte mult, iar eficiența este foarte mică, pentru că avem o problemă în a măsura eficiența. Iar eficiența unui parlament, să spunem, din punct de vedere al cetățeanului, s-ar măsura în nivelul de în creșterea nivelului meu de viață vis-a-vis de reglementările sau legiferările care se fac în Parlament. Ori asta, din păcate, din nivelul de trai pe care îl are România acum, nu se vede.
Iar cota de încredere pe care o are Parlamentul în acest moment este cea mai scăzută dintre toate instituțiile publice. Este vorba de o cotă de încredere de 10 sau 11%. De ce? Pentru că acolo s-au întâmplat lucruri care nu au fost transparente, gen Marțea Neagră, s-au făcut loc niște legiferări care nu au fost transparente și tot de acolo vin știri privind absenteismul. Într-adevăr, parlamentarii fac și muncă în teritoriu, dar ei au un program pe care trebuie să-l respecte. Acel program este public, este transparent, ziariștii se duc acolo și văd că dânsii nu sunt. Semnează că sunt prezenți, dar ei practic fizic nu sunt prezenți și încasează o diurnă pentru ziua respectivă. Domnul este foarte corect, pot să confirm acest lucru. Sunt două tipuri de ședințe în cadrul comisiilor parlamentare de specialitate. Sunt ședințele în care se discută propuneri legislative, care, după care există un proces verbal și o sinteză a ședinței, și sunt așa zisele ședințe care țin de studiu individual, care de fapt nu sunt ședințe, nu există, oamenii aceia nu se întâlnesc și totuși parlamentarii ajung la Parlament lunea și semnează pentru luni, marți, miercuri și joi. Ce faci dacă parlamentarul respectiv pleacă miercuri după amiaza în circunscripția electorală, cum de altfel se întâmplă de foarte multe ori? Înseamnă că el încasează o diurnă de 150 de lei. 261 acum. Acum 261, da? Mulțumesc pentru corectare. În ziua de joi, când el nu a fost la Parlament, deci este în primul rând un fals în acte că ai primit niște bani, dar și că s-a ținut o ședință. Aici vorbim de un act imoral din partea parlamentarului, dar și de o gaură în regulament. Pentru că ședința respectivă... Eu zic că e un furt. Eu zic că e un furt. Pentru că pentru banii pe care ei trebuie să faci ceva. Atâta timp cât minți semnând în fals, este un furt. Ideea este de a te pregăti pentru ședință. Este un furt unul care face... Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Da. Vă explic doar cadrul legal în care se desfășoară acest cadrul furt. Legal are aici o lipsă foarte mare, pentru că poate să fie și penalizare. Exact, de ce nu există penalizare? De ce n-am auzit până acum că domnului care doarme în Parlament și care nu-i cunoscut decât pentru bătăi, nimic altceva, nicio contribuție, nimic, e un exotic, de ce nu-i se taie leafa? Eu o să vă dau exemplu foarte elocvent a doi colegi din USR care sunt de o încăpățânare maximă și nu își motivează sub nicio formă absențele la ședințele care se țin în mod fictiv. Unii și le motivează pe bune, alții și le motivează fictiv. Ei refuză să își motiveze acest... Este vorba de doi deputați, care sunt chiulangii Parlamentului, dar care, din fapt, sunt cei cu integritatea, conform statisticilor, cea mai pură, din punct de vedere al participării la ședințe. Este vorba de deputații Cozet Chichirău și Tudor Benga. Dacă mergeți pe statistic, ei lipsesc cel mai mult. De ce acolo nu le ridicați sprijinul politic? Pentru că ei nu lipsesc. Ei sunt prezenți, dar refuză să semneze o ședință care nu are loc. Despre asta vorbim. Ei sunt unii dintre cei mai muncitori parlamentari, dar refuză să semneze în fals participarea la niște ședințe care nu există și refuză să își semneze și motivarea a prințului respectiv. Sunt unii colegi care absentează pe bune, sunt unii colegi care au motivații pe bune, sunt unii colegi care nu au. Ei fac un gest extrem și ar trebui respectați pentru asta. N-ar trebui arătați cu degetul ca fiind chiulangii Parlamentului. Dar multă lume nu înțelege și nici nu are de unde să înțeleagă. Dacă nu se explică acest viciu de procedură. Și despre golurile acestea despre care vorbiți în regulament, până la urmă acel regulament tot de senatori și de deputați este făcut. Trebuie schimbat regulamentul pentru a avea o înțelegere firească a ce înseamnă o întâlnire. O întâlnire nu înseamnă să mergi pe rând și să semnezi, să dai cu subsemnatul. O întâlnire înseamnă că te-ai adunat în mod fizic, prezent, ai avut un quorum, ai avut un proces verbal, ați luat o decizie, s-a făcut o dezbatere, s-a consemnat cine a avut o opinie pentru sau s-a abținut sau a votat împotriva. Acest lucru nu se întâmplă și este o cutumă și o practică larg răspândită în toate comisiile. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu discuția. O să vedem exact cât încasează un parlamentar într-o lună, cum încasează acești bani și până la urmă continuăm discuția de ce. După scurtă pauză.
Am revenit la discuția despre Parlamentul României, despre costurile și eficiența Parlamentului. Domnule Bulai, ca să luăm așa pe rând, ziceam la început cam 10.000 de euro cam cât ar încasa un parlamentar. Trebuie să facem un calcul. 13.050 de lei indemnizația. Este brută. Este brută, într-adevăr. Diurna 2% pe zi, 4 zile, 261 de lei pe zi, asta ar însemna. În 4 zile pe săptămână, 4 săptămâni pe lună, da, cam 4.100 de lei. Transport gratuit cu trenul. Da. Pentru celelalte aveți cam 1.000 și ceva de lei. Transport gratuit cu trenul și un transport cu avionul pe săptămână dus întors în plus de contare de combustibil. Plus 1.400 de lei acordați pentru combustibil, plus suma forfetară de 19.500 minim. 500, dintre care 11.000 pot fi decontați fără acte justificative. Este foarte mult. Este incredibil de mult raportat la nivelul de încredere, raportat la nevoile țării, raportat la cum aș credea eu că ar trebui să fie. O instituție cu mai puțini funcționari, de exemplu la Comisia de Cultură, am tot încrederea că funcționarii respectivi își fac treaba, dar totuși 4 funcționari la o comisie este foarte mult. Șoferi foarte mulți, mașini pentru președinții de comisie. Poate că eu sunt un parlamentar mai radical, să știți că am fost primul din actuala legislatură care în februarie 2017, am ieșit public cu toate cheltuielile și cu toate veniturile pe care le are un parlamentar. Lumea este scandalizată pentru că nu este un sistem echitabil de acordare a remunerațiilor raportat la serviciul pe care îl prestează. Și aici nu mă refer exclusiv la demnitar, ci mă refer și la personalul adiacent. Spuneți că este, dumneavoastră spuneți, a spus mai devreme că este cumva rușine de acești bani pe care îi primiți. Aveți colegi care spun că sunt mult prea puțini și că un demnitar, un parlamentar ar trebui să primească mult mai mult. Ideea de demnitar nu constă în cât de mulți bani primești, ci în cât de bine îți faci treaba și din cât de multă încredere oamenii au în tine și în cât de mult plus valoare tu aduci funcției respective. Bineînțeles că acestea sunt criterii foarte relative de evaluare a activității unui parlamentar. După cum spuneam, cum judeci că face bine, că nu face bine, că este o activitate de calitate sau nu? Cantitativ nu poți să o judeci și dacă este să fim foarte radicali, apropo de ce a spus dumneavoastră, că ar trebui să simtă fiecare cetățean că viața lui se îmbunătățește de la zi la alta ca urmare a activității parlamentarilor, să știți că parlamentarilor de opoziție nu li se trec nici amendamente, nici propuneri legislative. Înseamnă că dacă noi nu aducem un plus valoare direct și concret prin niște inițiative care ne trec, noi n-ar trebui să fim plătiți? Din contră. Eu zic că opoziția, chiar dacă nu este luată în seamă prin efortul pe care îl face de a corecta ceea ce se greșește, ar trebui să fie recompensată. Cum să nu? Eu sunt nemulțumit de faptul că, de exemplu, Partidul Liberal e atât de pari de Parlament, nu? Pentru că el reprezintă așa, măcar cu titlul, capul opoziției. Nu, eu cred că dacă opoziția ar fi vizibilă, dacă ar veni cu alternative, de exemplu, acum eu așteptam din partea opoziției o alternativă la programul de buget pentru 2018. Știți că lucrăm la acest lucru. Se lucrează la așa ceva? Lucrăm la acest lucru. Dar apropo de PNL, capul și liderul opoziției, da, este cea mai mare parte de opoziție, dar să știți că impresia mea, și o spun cu sinceritate în fața dumneavoastră și în fața camerelor, este că USL există. USL, da. Și o să vă spun și de ce. Eu sunt membru în Comisia de Cultură și acolo am asistat la o încălcare flagrantă a procedurii de propunere a directorilor interimari pentru televiziunea română. Am fost puși în fața unei situații în care doar PSD-ul a venit cu o propunere de directori interimari și nu a permis opoziției să vină cu o propunere. Nu a permis amânarea ședinței pentru a veni cu o altă propunere. Dacă eram împreună în opoziție, PNL făcea opoziție împreună cu USR și PMP, care au solicitat amânarea ședinței respective. PNL a fost partidul care s-a opus împreună cu PSD unor
propuneri alternative. PNL care are și conducerea Comisiei de Cultură din Camera Deputaților. Exact. Bun, acum să trecem un pic, vorbind despre, ca să nu părem, așa cum am zis de la început, populiști, Liviu Dădăcuș, să trecem și la capitolul eficiență. Am avut în sesiunea parlamentară care s-a încheiat, de februarie-iunie, 344 de legi care au fost adoptate de Parlamentul României. Dintre acestea, atenție, 265 au fost ordonanțe de guvern, ordonanțe simple sau de urgență, sau proiecte venite de la guvern. Doar 79 au venit din ca inițiative parlamentare. Asta înseamnă 77%. Unde mai este atunci funcția legislativă a Parlamentului? Ce face el? Doar aprobă ceea ce spune guvernul? Din păcate, e un trend care se menține și în celelalte legislaturi au fost consemnate procente asemănătoare, într-adevăr. Procente. Este vorba de 70-80% dintre proiectele care vin de la guvern, ordonanțe și proiecte, inițiative legislative date de guvern, care vin la Parlament. Parlamentul își rezervă doar ce a mai rămas, undeva 16-20%. Acelea sunt inițiative care vin practic de la parlamentari. Și cele care și trec sunt, într-adevăr, cele de la majoritatea parlamentară, care are și voturile necesare pentru a și le trece. În aceste condiții ne punem întrebarea cu toții care mai este, într-adevăr, funcția Parlamentului de legiferare. Bineînțeles, să nu uităm, Constituția spune că și guvernul are prin delegare legislativă această posibilitate. Dar parlamentarii rămân doar la ideea de a dezbate. Din păcate, și acest atribut al Parlamentului e din ce în ce mai puțin utilizat, în condițiile în care majoritățile parlamentare sunt structurate și sunt foarte puternice, se trece direct la vot și atunci opoziția are din ce în ce mai puține momente în care să se exprime. Legile trec efectiv în varianta guvernului, fără a mai fi dezbateri. Am văzut acum, au apărut ora premierului, se fac diverse moțiuni în Parlament depuse de opoziție, în care guvernanții sunt într-adevăr chemați la Parlament și Parlamentul își exercită această funcție de control. Dar în zona de legislativă sunt foarte puține inițiative legislative care vin de la parlamentari. Domnule profesor. Asta e o problemă foarte, foarte importantă pe care ați ridicat-o. În cazul unor parlamente cu majorități mari, puternice, Parlamentul devine până la urmă un instrument al guvernului sau al partidului de guvernământ. Asta e o problemă care se poate discuta în termen de eficacitate. Asta da. În ce măsură Parlamentul are inițiative, în ce măsură Parlamentul este judecătorul, justeț unor măsuri guvernamentale. Dar deocamdată eu cred că mai trebuie să aducem în discuție și altceva. Există legi importante care stau foarte mult în Parlament și care ar putea să miște lucrurile. Sunt legi care de mult se vorbește. E exemplu clasic. Ce facem cu legea lobby-ului? Se vorbește că este important. Și este important să ai o lege ca asta. Sunt, cred că, vreo câțiva ani de când. Se vorbește de ani de zile, dar concret nu s-a făcut niciun pas. Sunt niște activități care, după părerea mea, consumă timp fără niciun fel de efect. Acum, sigur, nu sunt specialist și, ca să fiu sincer, nu mă interesează ce a fost în sufrageria domnului Oprea. Dar comisia aia care tot apare și discută și face și drege și, până la urmă, care este rezultatul? Ce interesează pe alegătorul dintr-o circumscripție? Ce se întâmplă acolo? Există situații în care trebuie ca Parlamentul să reacționeze repede și nu reacționează. N-a reacționat în cazul cu limba română în Ucraina decât foarte târziu, după ce au luat poziție, s-au luat poziție în mass media. Nici o reacție în legătură cu, nu vreau să zic propagandă, dar activitatea maghiară în România. Vine domnul Orban în România, face ce face, nu se întâmplă nimic. Sunt fel de fel de lucruri la care parlamentele în general și Parlamentul European, dacă ar fi luat ca exemplu, reacționează în 24 de ore. Aici e mai greu. Nu avem o transparență în legătură cu delegațiile parlamentare și cât cheltuiesc. Din când în când apare câte o idee. Că au plecat prin niște zone în care România n-a avut și nu o să aibă niciodată interese, dar care, mă rog, sunt plăcute turistic. Nu știm exact ce se întâmplă la cabinetele parlamentare. Deci sunt multe lucruri care, dacă le luăm așa și încercăm să vedem ce fac parlamentarii, am putea să mai zicem, uite, asta e bine, asta nu e bine. Sigur că mai e o problemă care n-am cum să o rezolv, decât teoretic.
De ce șoferii de la Parlament au lefuri mai mari decât un șofer de la o, de la o betonieră? Răspunsul decât un profesor universitar. Are responsabilități. El transportă un VIP, un ales al poporului. Deci trebuie să fie mai șofer decât alți șoferi. Cu învățământ, învățământul e moștenirea domnului Zeiger. Învățământul este și acum considerat ca fiind ceva așa pe undeva. Că vedeți că problema învățătorilor, a profesorilor, profesori de liceu, universitar, încă nu s-a rezolvat. S-a tot promis că se rezolvă cu salarizare, ba crește, ba nu crește. Acum se discută așa ca o fumigenă numai despre manuale și gramatica domnului ministru, dar despre salariile alea și plățile care trebuie să se facă din urmă, încă nu se vorbește. Deci tot așa, sunt uitați pe undeva. De-aia zic că ceea ce e deranjant e că la parlamentar s-a rezolvat cu salariile imediat. Imediat s-a rezolvat, cum s-a petrecut rectificarea, imediat s-au dat plățile. Toate chestiile astea, toate lucrurile astea, sigur că deranjează și scad încrederea în Parlament, pentru că ceea ce deranjează cel mai mult la români, după sociologiile încă din anii 30 până în prezent, este poziția față de inegalitate, față de discrepanțe. Omul român, în primul rând, vede asta. Câteodată vede într-o formă, să zicem, exagerată. Zice, ce am muncit, ce l-am muncit, de ce am pensie mai mică decât el. Nu se gândește că el a dat cu sapa, ăla a descoperit penicilina. Dar, în general, inegalități, ori inegalitățile acum sunt vizibile. Și sunt vizibile și prin poziția pe care unii parlamentari, cu tot respectul față de ei, o au în aparițiile publice. Sunt întotdeauna foarte aroganți. Devin stăpânii absoluția adevărului, știu de toate, pot să rezolve orice. Unii vin în mass media, în comunicare, doar cu directive de la partid. Nu se mai poate acum să ai mass media oameni care vin și îi le spui, dom'le, de ce e așa? Zice, păi noi respectăm programul partidului. Păi și? Nu poți să zici că sunt puțin în afara subiectului. Nu poți să zici că pentru robor, e vinovată Banca Națională, du-te la ei și întreabă ce au făcut. Adică lucrurile astea care arată că te desconsideră ca om care mai știe câte ceva, care ai înțeles câte ceva. Astea, sigur, sunt țin de calitatea omului pe care l-au ales. Dar dacă legea electorală s-a făcut așa cum s-a făcut, asta e. Asta e. Legi asta... care, repet, sunt făcute toate de aceeași, sau mă rog, în ultimă instanță, votul final, indiferent că este ordonanță sau proiect sau inițiativă, tot de Parlament este tot acolo este dat votul final. Iată, ne scriu telespectatorii, Emilia din Deva, care spune, dar oamenii care muncesc din greu ani de zile, de ce nu au niciun fel de spor? Tudor din Giurgiu, pentru efortul depus și pentru munca lor, parlamentarii primesc prea mulți bani. Simona din Dolj. Unele legi sunt făcute doar pentru băieții deștepți. Sunt cadru medical și nu pot beneficia de avize pentru grupe, deși am lucrat la radiologie. Vedeți, dacă mai dați voi, încă un lucru care trebuie spus. Leafa e mică sau e mare? Nu știm. E mare, nu asta a spus primul lucru ăsta, doar vă... Nu, e mare în comparație cu alte lefuri. Deci dacă în România a stabilit INS-ul, că ar trebui să ai între 2.000-2.500 de lei pe lună ca să poți să trăiești rezonabil, ajuns să ai 10.000 de euro și atunci se creează o categorie în care includem ASF-ul, băncile, consiliile de administrație, care trăiesc în altă lume, în altă Românie. E o problemă și asta. Pentru că dacă discutăm de Parlament și zice, domne, pensiile speciale nu sunt din fondul de pensie, sunt din bugetul Parlamentului. Și bugetul Parlamentului de unde vine? ASF-ul zice, am lefuri mari pentru că nu sunt de la buget, sunt din piață, dar piața aia nu o creăm noi prin asigurările care le facem. Deci toate se întorc până la urmă la povara pe românul de rând, că el plătește până la urmă. Și dacă e să ne luăm, și după ce spune domnul Vosganian azi, ar trebui să impozităm și ouăle, dacă le mai mâncăm. Să știți că USR-ul a depus o propunere legislativă în care cere retragerea pensiilor speciale. Nu suntem de acord cu această România a celor două viteze, a oamenilor care plătesc taxe și a oamenilor privilegiați. Nu suntem de partea privilegiaților, suntem de partea unor care consideră că aceste beneficii nu și-au rostul, mai ales în contextul noii legi salariale care oferă foarte multe oportunități, chiar și după terminarea mandatului. Ca un scurt comentariu la ce a spus dumneavoastră, domn profesor, să știți că eu cred că demnitatea unui parlamentar
nu este mai mare decât demnitatea oricărei alte persoane transportată de către un șofer angajat într-o instituție publică de la județ sau de la sector. Siguranța pe care șoferul trebuie să o ofere persoanei pe care o transportă nu trebuie să se răsfrângă într-o plată mai mare sau aparte la sfârșitul lunii. Nu, știți cum se consideră? Se consideră că persoana în cauză, un deputat, este posesorul unor informații și a unor, să zicem, a unor lucruri pe care ar trebui să le știe numai el și ar trebui ca cineva să aibă grijă ca aceste informații să le păstreze, să nu le atace vreunul, să fie un accident ceva sau cine știe ce. Nu e vorba de demnitate. E o răsfrângere în spațiu al legii siguranței. De mult timp este așa, dar uite că domnul Dragnea, spre exemplu, nu are nevoie de SPP, nu? Eu știu că domnul Dragnea dacă are altă formă de protecție. În calitate de președinte al Camerei, domnul Dragnea are și bodyguards și o mașină din partea Camerei. Bine, este la un astfel de job, de poziție, nu poți să-l pui să meargă cu trotineta. Nu, asta e o chestie. Bun, dar n-a zis nimeni asta. Ne mai spune un telespectator Leal din Brașov. Politicienii, uite, de filmul Ferma animalelor, să le fie frică de poporul român, nu suntem naivi. Liviu Lecuș, asta cu funcția legislativă amputată a Parlamentului este doar o parte. Am asistat, de când a început această nouă legislatură, în sesiunea trecută, la o pleiadă de comisii de anchetă. Practic, parlamentarii transformat sau se visează, se văd așa un fel de anchetatori, să nu le spun procurori, anchetează tot felul de lucruri, de la rectificări bugetare, la alegeri prezidențiale de acum 8 ani și așa mai departe. A căror concluzie acestor anchete a comisii e greu de întrevăzut, sincer. Din păcate, comisiile de anchetă nu ajung să aibă un raport care să aibă efecte efective, concrete, vizibile. Dacă ne raportăm doar acum, nu ne ducem în spate, a fost comisia Nana. Am avut comisia privind gaura bugetară din guvernarea Cioloș. Acum avem o pleiadă de comisii de anchetă parlamentară, ultimele care se referă la comisia SIPA, creșterea prețului la gaze cu ANRE-ul, celebra comisie de anchetă alegerilor din 2009, posibil comisia, să avem una cu creșterea la carburanți, pentru că spunea Liviu Dragnea, nu excludem să facem și o astfel de... Și o astfel de comisie. Mai avem comisia SRI, care testează lucrurile în domeniul abuzurilor, sau așa ziselor abuzuri. Sunt foarte multe comisii de anchetă și este evident faptul că asistăm la o acțiune de frondă pe care zona politică sau majoritatea actuală parlamentară o face în ceea ce privește puterea judecătorească. Deci este un conflict între două puteri ale statului, ca să ne exprimăm într-o formă mai teoretică, care, din ce spun și sursele noastre, va avea un deznodământ destul de rapid. Din câte vedem, este un atac evident din partea majorității parlamentare pe zona DNA și se văd practic în știri, dacă citim fluxurile de știri, lucrurile merg într-o anumită direcție, o vom vedea și noi care va fi, să nu ne antepronunțăm. Este, domnule deputat, un conflict între Parlament și puterea judiciară în acest moment? Există el? Există o tensiune în PSD-ALDE care încearcă să își salveze foarte mulți dintre corupții lor și de aceea avem un asalt a justiției atât în Parlament cât și din partea Guvernului și de aceea avem și legile justiției care vor ajunge în Parlament în următoarea perioadă. De aceea avem și comisia respectivă care anchetează alegerile din 2009 și atacurile la justiție și la adresa doamnei Chiobesi. Parlamentul în sine este locul unde se decid legile, se dezbat, nu este nici procuratură, nici judecătorie, nici parchet. Mi se pare greșită abordarea de a fi și cel care analizează, anchetează și dă un verdict într-un anumit caz. Cred că sunt inițiative care au acoperire legală, dar sunt foarte populiste din prisma ce a spus colegul noastră, nu au un raport care să arate o finalitate cu repercusiuni concrete. Domnule Coșa, atunci de unde această apetență a Parlamentului spre
anchete, spre anchete. Nu le pot spune judiciare că nu sunt. Spre anchete, spre a face anchete. Nu știu, și problema asta cu anchete, tot anchete, parcă trăim într-o atmosferă polițienească, așa, toate sunt anchetate, toate pleacă de la prezumția de vinovăție, nu de nevinovăție. Probabil că Parlamentul, prin majoritate, respectă anumite dorințe, să zicem, politice, pe care partidul de guvernământ, partidele, coaliția le are, nu? Ori aici problemele astea cu justiția sunt clare, aici sunt dezbătute de un an de zile, tot discutăm despre așa ceva. Pe de altă parte, cred că este și, zic eu, nu am niciun fel de judecată, să zicem, elaborată în cazul ăsta, cred că este și o formă de impresionare, așa, să dea impresia că Parlamentul este atot puternic și că poate să cheme pe oricine. Vedeți ce discuție să fac cu chemarea la ancheta asta a doamnei Cheveși sau a nu știu cui. Scrisori, fel de fel, că a zis Curtea Supremă, că a zis nu știu cine, că a zis ministru. Toate astea sunt până la urmă lucruri care nu privesc, după părerea mea, prezentul României. Prezentul României înseamnă evitarea unor situații care vor veni peste noi inevitabil. Lumea intră într-o perioadă post-criză, asta se vede foarte clar, să scumpesc creditele, să mișorează piețele, toate astea înseamnă că România va trebui să se caleze cumva pe noua orientare. Noi nu facem asta, noi ne ocupăm de alte lucruri deocamdată. Nu discutăm un lucru, discutăm despre corupție, dar noi discutăm de fapt despre domnul Daia, ministrul agriculturii, pentru că acolo este cel mai grav lucru. Agricultura primește cei mai mulți bani. Agricultura este supra-subvenționată și din interior și din exterior, dar este pe primul loc la evaziune. Deci, de ce nu discutăm și lucrul ăsta? Discutăm numai despre ce produse bune avem noi și da, poate, dar nu pentru toți, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă discutăm despre ouă din cotețul unii țărani, să discutăm și despre toate afacerile care se fac, s-au făcut și anul ăsta cu cerealele, fără niciun fel de acte, fără niciun fel de supraveghere. Deci, eu cel puțin sunt îndreptățit să-mi pun întrebarea dacă această foame de anchete, până la urmă, nu e și un fum care trebuie să acopere niște lucruri care ar putea să fie discutate, poate, în Parlament serios. O comisie care să discute cât a evazionat agricultura anul ăsta pe recolta care a fost, ar putea să fie până la urmă. Cine să facă comisie? Nu? Sau o comisie în legătură cu gestionarea gunoiului, pentru că aici vom plăti enorm. Deja am început ca să plătim. Tot ceea ce înseamnă situația grupurilor de gunoi și directivele europene pe care le cam sunt la limită, nu apare în Parlament. Mai greu ca Parlamentul, ca opoziția din Parlament să inițieze asemenea comisii de anchetă, pentru că îți trebuie un anumit număr de parlamentari pe care, dacă nu mă înșel, opoziția nu îi are singură. De asta suntem mereu la mâna majorității parlamentare care trebuie să își dea acordul sau să existe un consens. Ați cerut una recent pe votul de la moțiunea de cenzură, da, și a fost respinsă. Da. Deci suntem la mâna puterii. Suntem la mâna PSD-ALDE. Mai este o mare problemă în Parlamentul României, Liviu Dădăcuș, pe lângă acestea despre care am vorbit până acum. O extrem de bună eficiență la a bloca anchetele penale asupra membrilor Parlamentului. Fără greș aici, întotdeauna, iar acum vom asista, cred, la o premieră, vot la vedere împotriva unei cereri de urmărire penală, vorbim de Rovana Plumb, dacă este să ne luăm după declarațiile liderilor PSD, care au spus foarte clar, nu vom permite anchetarea Rovanei Plumb. Da, este, ține de evidență lucrul acesta. Dacă până acum mai aveam declarații politice în care practic ne ascundeam după deget ca să disimulăm un vot împotriva cererilor DNA, acum fronda este efectivă. Cei din arcul guvernamental și în speță PSD-ul au spus foarte clar că cererile DNA care vizează pe doamna Plumb, cererea DNA care vizează pe doamna Plumb, nu are cum să treacă de votul Parlamentului. Este evident și chiar dacă dânsii spun orice parlamentar al nostru de la PSD va vota așa cum îi dictează conștiința, știm cu toții că votul va fi negativ. Aici nu încape nicio îndoială.
Am văzut și votul de zilele trecute din Senat, unde un alt membru al Guvernului a fost salvat. A fost salvat, asta vine în parcursul a ceea ce spuneam anterior, este o acțiune de frondă a politicului împotriva justiției. Evident, nu vă mai dăm voie să vă amestecați. Gata, până aici. Sunt parlamentarii cetățeni de o categorie superioară? Da, sunt. Și o să vă spun de ce, raportat la ce a spus domn profesor. Dacă domnul Tăriceanu poate să fie suspectat într-un caz de corupție cu un prejudiciu de 62 de milioane de euro, iar el să ceară socoteală la ouăle produse de către găini în curțile țăranilor, înseamnă că suntem o țară pentru oameni privilegiați, care mare parte sunt parlamentari, demnitari și alți funcționari publici, și o țară a oamenilor care trebuie să dea socoteală și pentru ou pe care îl face găina în curte. Declarația cu a fost făcută de Varujan Văzgălean, care, apropo, a fost salvat tot de colegii săi senatori, când era senator, cu lacrimi de crocodil și cu mir pe frunte. Penal. Da. Deci vorbim de două românii paralele. România celor privilegiați, din care acum, în calitate de parlamentar, fac parte. Nu-mi place faptul că colegii mei creează acest cadru, dar sunt acolo să mă lupt împotriva acestor abuzuri pe care le consider. Și România, România reală. Când mă întorc la neamț, este România reală. Oameni cu dorințe firești. Un prieten, o carte, o viață mai bună. Bun, dar atunci sunt, nu știu, joc rolul unui cetățean și vă întreb. Ce faceți dumneavoastră, parlamentar, ca să vă spuneți că nu este ok, nu sunteți de acord? Ce faceți? Ce ați putea face în sensul acesta? Ok, sunteți un partid care nu are majoritate, dar totuși... Propunem proiecte legislative ca cel care a fost depus astăzi. Suntem foarte sinceri în privința faptului că vrem reguli echitabile atât pentru cetățenii simpli cât și pentru demnitari, de aceea vrem să nu mai fie pensii speciale pentru parlamentari. Venim cu chestii concrete. Facem o reformă a legii electorale care privește alegerea din două tururi, care să favorizeze participarea mai multor actori politici în alegerile locale. Venim cu inițiative concrete, criticăm, vedem abuzurile care se petrec în Parlament și le comunicăm dumneavoastră. Domnule Coșa, mai avem un minut și jumătate până la publicitate. Aceeași întrebare v-aș adresa și dumneavoastră. Sunt parlamentarii o categorie de cetățeni superioară cetățenilor simpli, care nu sunt senatori sau deputați? Din acest punct de vedere, al accesului la justiție. Da. Sunt. De ce? Pentru că și-au creat un cadru care îi apără. Constituția. Și-au creat altceva. Lefuri care să fie pe măsura dorințelor, și-au creat un cadru legislativ care să-i apre, și-au creat o barieră în jurul lor în tot ceea ce înseamnă declarații, tot ceea ce înseamnă poziții. Sunt, sigur că sunt. Acum, ce să vă spun, în unele țări e la fel, în altele nu e chiar la fel. Dar, în general, parlamentarii au un statut special în toate țările. Mizează pe faptul că sunt aleși. Mizează pe faptul că sunt aleși și ceea ce e mare lucru. O democrație care alege un reprezentant e o democrație care funcționează. La noi, dacă a funcționat acest mecanism, n-a funcționat din punct de vedere al calității celor aleși. Asta o spun fără nicio jenă, pentru că de când avem acest nou parlament, urmăresc foarte atent, de fapt am și declarat că urmăresc activitatea unor domnișoare care sunt parlamentari la o vârstă la care încă n-au reușit ca să înțeleagă foarte bine ce e parlamentul și care la nicio testare mediatică n-au reușit să spună două vorbe cu subiect și predicat. Le urmăresc în permanență, la sfârșitul anului o să fac public lucrul ăsta, sunt absolut inexistente în Parlament. La 10.000 de euro pe lună. Aici, da, aici se pune problema eficienții, pentru că, vedeți, nu sunt în poziția ca să spun pro domo, pentru că eu am o vârstă foarte înaintată. Dar nu poți să pui în funcție atât de importante oameni care n-au nici un an de experiență în economie sau în activitatea sunt practică. Foarte curios să vedem raportul sau concluziile dumneavoastră la finalul anului. Mai luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem cu a treia parte în scurt timp. Noi am revenit cu partea a treia emisiunii. Liviu Dădăcuș, încă o problemă pe care aș vrea să o atingem în ceea ce privește Parlamentul. Nu scăpăm de năpasta parlamentarilor, senatori, deputați cu probleme penale. De la trimiși în judecată, la cercetați penal, chiar condamnați definitiv unii dintre ei. Avem 20 în această legislatură. PSD are 11, ALDE are 6, PNL 2, UDMR 1.
Da, și cred că nici nu vom scăpa nici în următoarele legislaturi. Se pare că această imunitate parlamentară, care este conferită de Constituție, dar care, nota bene, este conferită doar în ceea ce privește declarațiile politice, este înțeleasă de o manieră proprie, de fiecare dată, de către majorități parlamentare care se formează, fie cele care au câștigat alegerile, fie cele care se structurează ad hoc și decid să voteze împotriva unei cereri DNA. Eu cred că sunt sumbre din acest punct de vedere premisele și cred că voturile în continuare vor fi împotriva solicitărilor DNA de ridicare a imunității. Deși lucrurile sunt simple, să știți, Parlamentul nu este instanță de judecată. Orice cerere pe care o face o instanță trebuie să ajungă în fața unui judecător. Doar judecătorul este cel care se poate pronunța asupra vinovăției sau nevinovăției. Nu încercați să blocați lucrurile acestea în Parlament, pentru că, iată, nota de plată vine. Și vine printr-o grad de încredere foarte, foarte redus în Parlament și efectiv se va vedea la vot. Eu sper că acest lucru să se vadă la vot și cetățenii să se implice, să se uite, să se informeze și să cenzureze astfel de comportamente. Nu știu dacă se va întâmpla asta, domnule Bulai. Până acum au fost, nu e prima oară când intră în Parlament, oameni cu probleme penale, de la spectrul larg, repet, de la cercetare până la condamnare. Nu cred că se va întâmpla acest lucru peste noapte. Pentru mine personal este o rușine că am astfel de colegi. Îmi doresc din toată inima ca peste noapte să se întâmple o minune și să se permită ridicarea imunității tuturor parlamentarilor care sunt doriți anchetați. Acest lucru nu se va întâmpla. Pe de o parte, avem această idee că nu trebuie să denigrăm Parlamentul datorită a 10, 20, 30, 40 de oameni. Pe de altă parte, avem situații reale de abuz de putere și de interpretare a unei legi care ar trebui să fie folosită doar în declarații politice. Iar acest lucru este folosit în scopul celor care înțeleg Parlamentul ca o redută, ca ultimă cetate unde îți poți apăra niște interese ascunse, nu ca un loc unde primează dezbaterea, ideile cele mai bune, confruntarea directă în idei, nu fizică. De aceea cred că, da, trebuie să mergem înainte noi opoziția, dar nu văd o speranță pe termen scurt decât implicarea a mult mai multor oameni de bună cuvință, cu inimă bună, cu gânduri bune, competenți în partide politice pentru a le reforma. Fie păi, din exterior, fie în interior. Problema ultimă este la cine semnează lista, nu? Da, într-adevăr. Nu e acolo responsabilitatea oare cea mai mare? Bineînțeles, dar dacă lipsește o masă critică în partidul respectiv, lista poate să fie semnată fără scandal. Dar dacă există o masă critică puternică în PSD, în PNL, în ALDE, atunci și aceste partide vor putea fi expuse unui vânt proaspăt de reformă. Există aceste mase critice, Liviu Dădăcuș, într-un partid mare, cum este PNL sau PSD? Evident că nu există, ne uităm la vot. Voturile sunt în bloc. Partidele votează conform unei decizii politice care se ia în grup sau la nivelul leadership-ului și liderul de grup, puteți să confirmați sau să infirmați, arată așa. Așa. Să știți că, se votează așa în Parlament? Da, bineînțeles. Dar când vorbim de întocmirea listelor de candidați, de exemplu, USR a avut această idee de a lăsa libertatea filialei locale de a-și stabili a candidații. Așa am intrat eu în Parlament, întâlnindu-se două filiale, Roma și Piatra Neamț, la o adunare generală. M-am prezentat un CV, l-am lăsat tuturor membrilor. Au fost câteva zile în care s-au consultat și au pus întrebări, mi le-au adresat și am fost ales în fruntea listei. Este un alt fel de a face politică. Să vedem cât de durabil va fi acest mod de a face politică. Sunteți abia la început, mai sunt încă 3 ani și jumătate până la finalul acestei legislaturi. Este foarte greu, dar merg înainte. Domnule Coșa, ca să încheiem această parte de subiect, oare ofensiva legislativă antijustiție poate fi interpretată și în această cheie a faptului că sunt parlamentari care au probleme și se lovesc de probleme penale și atunci încearcă, pentru că au această putere legislativă, să îndepărteze acest pericol de ei? Aici n-ai ce să discuți. Evidența e foarte clară. Ce să zici? Se vede că așa este. E o luptă pe care eu personal
o consider deasupra capacității mele de a înțelege. Încerc să mă documentez, îl ascult pe domnul ministru Toader, rezist 2-3 minute, după aia nu mai rezist, pentru că dânsul are un stil de comunicare care este altfel decât ar trebui pentru populație, vorbește între specialiștii lui. Văd fel de fel de lor de poziție pro și contra în Parlament sau în afara lui, dar faptul că de câteva luni de zile, ca să nu zic de la începutul anului, activitatea de bază a clasei politice românești axată pe această temă, bănuiesc că da, bănuiesc că o astfel de concluzie poate fi trasă. Și ca să, pentru că ne apropiem de încheiere și aș vrea ca să tragem câte o concluzie fiecare de final, dacă ne uităm de la începutul emisiunii până acum, Liviu Dădăcuș, cost versus eficiență, este până la urmă justificat? Sunt justificate beneficiile, privilegiile, banii de care se bucură un parlamentar față, relativ la ceea ce ar trebui să facă și la ceea ce face? Raportat la ceea ce fac, probabil că nu ar fi justificate. Și chiar raportat la veniturile pe care îl au în România majoritatea cetățenilor, poate că nu ar fi justificat. Dar, pe de altă parte, acest parlament, așa cum este el, trebuie să existe. Pentru că cealaltă variantă este clar de nedorit pentru niciunul dintre noi. Nu este sub nicio formă justificată această sumă dată la dispoziția parlamentarilor. Cred că este un abuz de bani public. Cred că nu merităm acești bani. Cred că se puteau face lucruri mult mai bune. Cred că angajații din sistemul public care prestează servicii de aceeași natură trebuie să aibă parte de aceeași indemnizație, fie că fac parte din grupul șoferilor din cadrul Parlamentului României sau șoferii din cadrul Consiliului Județean Botoșani. Mai sunt 2 minute și jumătate, domnule. Da, eu repet, nu știu dacă e puțin sau mult. Asta nu pot să știu și n-am cum să calculez, pentru că există o categorie privilegiată, vrei, nu vrei, aleși așa sunt, peste tot. Problema care mă deranjează, repet, e faptul că s-a rezolvat problema creșterii salariilor înainte de toate și fără să fie niciun fel de problemă, deși problemele bugetare există, la acest nivel doar. Doar la acest nivel. Asta este un lucru care e deranjant, pentru că promisiunile au fost de altă natură. Ele s-au amânat la anumite categorii, aici însă nu. Mi se pare de altfel încă un lucru greu de explicat. De ce atât de mult a crescut? Pentru că, în general, salariile trebuie să crească în mediul productiv în concordanță cu creșterea productivității. În mediul neproductiv, ca să spun așa, adică în mediul public, ar trebui să crească în funcție de importanța muncii. Și atunci, primul plan ar trebui să fie medici și profesori. În condițiile actuale ale României, deficitele de potențial sunt în medicină și educație. Nu văd de ce ar trebui să fie puse primul plan sfera politicii la nivel parlamentar și nu numai. Pentru că mi se pare că și miniștrii au creșterile salarii și președinția și așa mai departe. Aici s-a folosit în discuția publică un argument în care eu nu sunt de acord. Să vă o comparație cu cât primesc alții în alte țări. În alte țări, venitul pe cap de locuitor e altul, puterea de cumpărare e alta, deci nu ne putem compara cu ei nici într-un caz. Trebuia să fie o echitate, știu eu, un procent de creștere care să fie cel puțin egal cu cel al altor salarii din România. Adică între 8 și 10%. Aici, câteodată, e chiar dublu, nu? Da. Chiar dublu. Este mai mult. Dacă asta ne raportăm la salariul minim, este de 10 ori mai mult, la salariul mediu cam de 5 ori mai mult. Nu, așa ceva nu s-a prea întâmplat în economia românească nicăieri și niciodată. Asta e problema. Și atunci, ca să încheiem totuși într-o notă, să zicem, optimistă, nu? Cred că ar trebui ca să existe o reacție foarte importantă, la nivelul, nu știu cui, al populației, dar să nu iasă în stradă cu fel de fel de lucruri care nu sunt relevante. La nivelul organizațiilor civice, ca să ceară Parlamentului o activitate care să fie la nivelul legilor pe care le are. Și aici revin asupra unor legi importante care zac pe acolo și care ar trebui să fie puse în aplicare. Ar trebui să existe, totuși, până la urmă, un salt în ceea ce înseamnă legile educației, legile astea ale justiției, care tot se discută, ba într-o parte, ba într-altă. Sigur că da, rămâne de văzut până la urmă cum se vor întâmpla aceste lucruri. Doar pentru prezență, domnilor, am ajuns la final. Ne revedem mâine la ora 17:15, ca în fiecare joi și vineri.
O seară bună și vă las acum cu jurnalul orei 18:30. La revedere!